mulțumesc tuturor pentru prezență. Și înainte de a spune câteva cuvinte, vreau să-i dau ocazia domnului viceprimar să înmâneze cu o floare. Doamnelor, ne-a luat prin surprindere și reacționăm ca atare, da? Mulțumim foarte mult pentru prezență și pentru gest. Cu mare drag să aveți o primăvară excelentă și vă felicit pentru activitate și mult succes în continuare. Mulțumim mult! Să avem o primăvară liniștită. Să avem o primăvară liniștită cu toții. Mulțumesc tare mult! eveniment în urmă cu mai multe luni, împreună cu Direcția pentru Cultură și nu ne gândeam că vom trăi niște evenimente așa de tragice cum e acest război pe care îl urmărim în direct. De aceea, la data respectivă, ne gândeam că nu putem lăsa ziua de 8 martie, mai ales într-o instituție în care predominant lucrează femei. Nu că ne-am dorit acest lucru, dar vin către activistică vin foarte multe doamne, domnișoare. Și am gândit acest lucru pentru a aduce în memoria noastră a tuturor, în memoria colectivă, destinele unor femei care au trăit pe aceste locuri, care au făcut ceva pentru România, care au făcut ceva pentru familiile lor, care s-au dăruit în afară de activitățile zilnice, nu că activitățile zilnice n-ar fi foarte importante și creșterea unui copil nu este atât de importantă. Admirate de multe ori, neînțelese poate tot de atât de multe ori, controversate, femeile se străduiesc și astăzi, ca în fiecare perioadă, să reziste. Ați văzut ce se întâmplă la graniță. Eu sunt mai emotivă din multe alte puncte de vedere. Dar aproape că nu este normal ce se întâmplă. Dar nu este normal cu siguranță. Într-un război logic să aibă să fie atât de traumatizați atâția copii. Până la urmă, cea mai importantă generație este generația copiilor noștri. Da? Și de aceea sper ca astăzi să lăsăm un pic grijile deoparte. Sper ca astăzi să înțelegem povestea unor femei, a unor destine care au iubit, care au trăit, care au știut să-și împlinească viața și să uităm pentru o clipă, pentru că poate am învățat doar din cărți, dar într-adevăr doar clipa prezentă este prezentă. Și acești copii minunați pe care îi avem și noi alături să înțeleagă că trebuie să aibă forța să se formeze și să-și urmărească un destin, indiferent de ce se întâmplă cu unii adulți. Și indiferent dacă acțiunile unor adulți au sau nu au logică. Și mi-am amintit zilele acestea că în vremuri de război și în România a existat o fundație, Fundația pentru Ocrotirea Orfanilor de Război, care a funcționat și în Râmnicu, și în județul Vâlcea, în țară s-a înființat în 1910, dar în județul Vâlcea s-a înființat în 1918. A funcționat aproape 30 de ani și în județul Vâlcea. Și să vă spun doar că în urma și prezenta o dare de seamă această fundație. O mână de femei, dar și bărbați, un comitet de conducere extrem de riguros și de atent, a
gestionat această fundație și în Râmnicu Vâlcea și povestea și spuneau ei în darea de seamă asupra activității din perioada 1919-1925. Spuneau, în urma și din cauza războiului din anii 1916-1918, făcut pentru întregirea neamului românesc, în județul Vâlcea au rămas fără părinți 9.018 orfani, dintre care 1.248 copii ce au pierdut pe ambii părinți, iar restul de 7.850 au pierdut doar pe tatăl lor. Da? Deci s-au ocupat de acești copii, s-au ocupat de familiile lor. Statul român întotdeauna, prin organizații și prin guvern și cu guvernul alături, a asigurat un anumit nivel de trai acestor familii, dar foarte greu, tot ce s-a întâmplat, foarte greu emoțional, foarte greu din punct de vedere material. Deci de asta vă spun, sunt lucruri care se repetă după atâția ani și pe care nu ni le dorim și sperăm să nu avem parte de evenimente nedorite. Nu vreau să zic mai multe lucruri. Vă mulțumesc încă o dată doar pentru că sunteți prezenți, mulțumesc invitațiilor, mulțumesc instituțiilor care sunt alături de noi, Inspectoratul Școlar Muzeului de Istorie Muzeului Nicolae Bălcescu, Direcției Forestiere, Gărzii Forestiere, o surpriză plăcută de revedere în rândul nostru. Domnul viceprimar, vă mulțumesc încă o dată, în ultima vreme sunteți mereu alături de noi și să începem să dau cuvântul mai întâi colegului meu co-organizator și după aceea colegei mele Ionela Dinescu, care va conduce și va prezenta tot programul. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc foarte mult și eu că ați venit în număr așa mare să vorbim despre vâlcencele noastre celebre, dar să vorbim și despre alte femei din diverse perioade de timp, antichitate, chiar și perioada interbelică. Avem mult mai multe vâlcence care au realizat ceva în viața lor și chiar au intrat, să spunem, în istoria neamului prin realizările lor politice, culturale, sportive, din vari domenii. M-a impresionat și pe mine doamna director. Într-adevăr, nici nouă nu ne place ce vedem acolo, în proxima vecinătate a noastră a României. Ne gândim și la Basarabia noastră, nu știm ce se va întâmpla. Trist este că rămân mulți orfani în urmă, multe văduve din acest război de neîncredere. Suntem astăzi aici să celebrăm prezențele feminine. Așteptăm și de la dumneavoastră să completăm această listă a femeilor celebre din județul Vâlcea. Unele poate necunoscute pentru mulți dintre noi, multe poate ar trebui să poarte numele unor străzi sau instituții culturale sau de învățământ, tocmai ca memoria lor să fie păstrată și cei care vin să știe ce au însemnat ele pentru familia lor, dar și pentru județul și pentru țara lor. Cu acestea încheie, o să vedeți despre cine o să vă vorbesc astăzi. Sunt convins că nu știați foarte multe lucruri despre această personalitate. Avem o bogată prezență și ne bucurăm să vorbim despre acest subiect în preziua celebrării Zilei Femeii în întreaga lume. Vă mulțumesc! În acest moment eu o să preiau conducerea acestei întâlniri. Trebuie spus că nu este a doua întâlnire de asistente care noi am organizat-o de-a lungul timpului. Cred că prima a fost acum 10 ani și mi-amintesc cu plăcere de acel moment. A fost o întâlnire extrem de reușită. Asta este programul de atunci. 2013. Da, 2013, exact. A fost o bucurie pentru noi și am văzut că este un subiect care place, care atrage și, până la urmă, ce e mai frumos, nu așa, pentru 2003 de față, decât să vorbim despre femei, despre sexul frumos, mai ales în început de martie. Prin urmare, noi am gândit această acțiune în două părți. Prima parte dedicată acestei mese rotunde, destine de poveste femei celebre ale Vâlcii, dar am și a doua parte dedicată
vernisării unei expoziții intitulată Femei celebre ale Vâlcii. Este expoziția este în holul de la intrare, în acele spații expoziționale pe care noi le deținem. N-am să intru prea mult în detaliu. Eu vă spun de acum, de la început, că în momentul în care vă veți retrage, ar fi frumos să faceți așa un tur în jurul acestor exponate. Noi am expus în original documente care privesc, pe care noi le păstrăm evident aici, în Arhivele Vâlcene, care privesc câteva femei celebre ale acestui județ. Și veți găsi acolo documente care au aparținut în profesoarei Maria Dobre, o personalitate a învățământului vâlcean interbelic. Din păcate se știu puține lucruri despre ea și este mare păcat, pentru că ea a fost o personalitate, a fost un pedagog excepțional, cu un doctorat luat în afară. Pe de altă parte, o să găsiți documente care au aparținut unei alte profesoare excepționale despre care astăzi se va vorbi aici, profesoara Irina Șațchi. Veți găsi acolo scrisori ale ei, programe ale unor spectacole, toate în original, insist acest lucru. Și de asemenea o să găsiți scrisori, corespondență de la cela de la Vrancea, pentru că legăturile, astăzi nu o să vorbim aici despre cela de la Vrancea, dar cu siguranță multă lume știe cât de legată a fost ea de Vâlcea, prin căsătoria cu Filip la Covarii și cu primoșia de la Slăvești, Conacul de acolo Vitești. Și Slăvitești, pardon, da. Conacul de acolo și tot ce a însemnat viața lor în comun. Iar noi avem aici în fondul Filip la Covarii sute de scrisori semnate cela de la Vrancea cu caligrafia ei extraordinar de frumoasă. De asemenea, o să găsiți documente în original care au aparținut Malvinei Ușianu, despre care chiar eu o să vorbesc astăzi câteva lucruri, celebra regizoare, documente interesante, evident care au aparținut ei din prima tinerețe, din perioada de adolescență, de elevă la Râmnicu Vâlcea. Deci închei prezentarea expoziției în felul acesta succint cu invitația mea de a merge și de a da un tur în momentul în care vă veți retrage. Referitor la masa rotundă de astăzi, să știți că sunt bucuroasă să constat că aducem în prim plan, în atenția dumneavoastră, niște personalități remarcabile ale Vâlcii. Și începem cu Zinca Bălcescu, mama lui Nicolae Bălcescu, intitulată foarte frumos comunicarea colegului nostru de la Muzeul Nicolae Bălcescu, Ionuț Săraru, Spirit de sacrificiu, pentru că dacă citești puțin din ceea ce a semnat Zinca Bălcescu, o să constați că a fost o mamă care și-a crescut 5 copii, cred, nu? În condiții grele, din care 3 băieți cred că au fost participanți efectiv la Revoluția de la 1848, deci oameni care au făcut istorie pentru această țară. Eu nu te rog frumos acolo, dacă ca să te vadă toată. Se poate, da, acolo. Să poate, vezi, în altă parte să puteți filma, e regulă. Vă mulțumesc pentru invitație, pentru eficientizarea lucrărilor. Vreau să-mi permiteți să-mi citesc comunicarea. Am intitulat-o Zinca Bălcescu, Spirit de sacrificiu. Și o să vedeți și de ce. Noi, angajații Muzeului Memorial Nicolae Bălcescu, încercăm să scoatem în evidență valorile autentice ale poporului român, intrate pe nedrept într-o cone umbră în acest vânt distructiv diabolic. Încercăm să readucem în conștiința publică nu numai personalitatea lui Nicolae Bălcescu, cât și a familiei sale, fiindcă de ce nu, în spatele unui om puternic este de multe ori mama, sora, fratele, prietenii, iubita. În familia Bălcescu totul a plecat de la ABC-ul primit în educație de către Nicolae Bălcescu și frații și surorile sale, Costache, Bagdă, Maria, Sebastița, de la mama lor Zinca. Toți 5 au făcut o figură frumoasă în istoria noastră națională. Bărbații Bălcescu și-au sacrificat tinerețea în exilul impus de autoritățile timpului, surorile lor au făcut antrenamentă, în cazul Mariei, pentru revenirea lor în țară, Sebastița l-a urmat pe Nicolae Bălcescu în exil, atunci când acesta era grav bolnav. Eroina noastră Zinca o mai găsim în diverse documente ca Zoi, Zoița, Joița, mama celor 5 frați Bălcescu.
S-a născut în anul 1788, fiind unul din cei patru copii ai postelnicului Tănase, moștenitorul moșiei Băcești și ai Caterinei, fiica logovătului de zestre Stoian Pavel și a Bălașei Brodeanu. Primele informații despre ea le avem din foaia de zestre, semnată la 1 noiembrie 1881, atunci când se va căsători cu Barbu Băcești. Soțul ei Barbu, îl găsim amintit ca logovăt, pitar, sameș. Era mult mai puțin bogat, atât în moșii cât și în rude de sânge boieresc. Era un învățat al acelor vremuri, având preocupări cărturărești și era cu vreo 18 ani mai în vârstă decât soția sa. O să vedeți că e o practică frecventă. În acele timpuri, domnii își luau soții cu 20-30 de ani mai tinere, făceau o droaie de copii și apoi treceau la cele veduce. O să vedeți că și comunicarea domnului cu directorul Efore și Crăteanu Bramu și Crăteanu va păcătui în același fel cu ea pe șoia. Copiii trebuie să înțeleagă vremurile. A avut o zestre frumoșică, 900 de stânjii, adică jumătate din moșia Băcești pe Topoloc, 12 povoane de vie, 200 de stânjii reprezentând jumătate din moșia Grântofani, plus argintărie, haine în valoare de 5.500 de tale, 5 robi, țigani, precum și alte trebuincioase în casă. Viața le surâdea, nu duceau lipsuri, nici urmașii nu au întârziat să apară. În 1813 au avut un băiat Costache, apoi în 1817 Maria, 1818 Sebastița, în 29 iunie 1819 pe cel care urma să devină Marele Nicolae Băcescu și ultimul Bar. Traiul lor îndestulător, cu perspective materiale, ar fi putut atrage după sine și perspective sociale. I-a făcut să atingă maxima bunăstării lor, tocmai în ajunul revoltei lui Tudor Vladimirescu. Barbu se hotărăște să investească aproape 10.000 de tale pentru o construcție Mahalaua Botanu. În aprilie 1820, casele erau gata. Cheltuielile depășeau totuși cu vreo 2.000 de tale devizul inițial. Banii ar fi putut fi acoperiți dacă în anul următor nu ar fi izbucnit evenimentele din 1821 și dacă Barbu, Sameș la Craiova, nu a avut nefericită inspirație de a fugi în Ardeal. Faptele s-au desfășurat în felul următor. În ianuarie 1821, toată administrația țării fusese cuprinsă de panică față de mișcarea eteristă și a lui Tudor Vladimirescu. Ca să-și poată achita dările către stat și salariile personale în acele vremuri, Barbu s-a împrumutat de la diversi creditori, garantând împrumutul prin zestrea soției. El s-o putea că după ce se vor liniști lucrurile, va putea restitui sumele din impozitele strânse de la populație. În timp ce era refugiat, angajații din subordinea lui au încasat acele impozite și le-au însușit. În stocs din refugiu nu a avut unde să mai plătească banii și creditorii îl presau. A dat foștii lui subordonații în judecată, dar abia a putut recupera 2000 de tale și după moartea sa, Zinca a continuat să se judece cu aceștia până în 1843, când acțiunea s-a stins, fără a mai putea recupera vreun leu. De atunci, pentru soții Bălcescu, a început și marilor supărări. Bătrânul Barbu, hărțuit din toate părțile de creditor, nu și-a mai putut reface niciodată situația. De astfel, el și moare și Zinca, rămasă văduvă cu 5 copii, a continuat încercarea de a ieși din încurcătura financiară. De la Zinca au rămas în arhive numeroase procese, numeroase dosare de procese. Și asta nu pentru că ea era un proces uman, ci pentru că așa era soarta văduvelor cu mulți copii, mai ales în perioada marilor schimbări politice. Despre personalitatea, demnitatea și târzenia sa de matroană romană s-au povestit foarte mult. Iar aceia care au comparat-o cu Cornelia Marma Gratilor nu au exagerat prea mult. Avea o voință de fier pe care o moștenit-o într-un totul Sebastița și Nicolae. A fost o renumită doftoroaie, pităreasa noastră, și uneori era poftită chiar la Palatul lui Vodă. O vindecase pe doamna Marița Bibescu de albeață la ori, cu alifie specială pregătită din coajă pisată de ouă de barză și cu bulieni numai de ea știută. De la ea au deprins meșteșugul tămăduitului și Sebastița și Barbu. Dificultățile materiale rezultate din povestea procesului de recuperare a banilor nu au putut fi rezolvate pe calea justiției, nici din ce procedea din ce producea moșia. Și au generat în continuare un și interminabil de încurcături de procese. Astfel că atunci când a măritat-o pe Maria cu Scarlat, nu i-a putut întregi zestrea făgăduită. Și de aici o serie nenumărată de procese cu propriei ginere, care au urmărit-o în justiție până în pânzele albe.
Datoria zincului a crescut mereu, an de an, și de la 2000 de galbeni în 1836, în 1839 ajunsese la 3630 și a fost nevoită să-și ipotecheze moșia. Apoi mai avea procese cu Stanu Plățianu, a mai avut procese cu niște preoți din satele Corp și Izbășești care încălcaseră moșia. Procesul a durat din 1831 până în 1840. Un alt proces l-a avut cu Atanase Calfă de Dulgheri, cel care construise lui Barbu casa Mahala Oboteanu în 1820 și care a contribuit în tarea unor lucrări pe care niciodată nu le executase. A mai avut un proces cu Toma Seghiade din Vâlcea, care refuzase achite o datorie. Spre a-și reface finanțele, zic că a avut și o idee năstrușnică de a achiziționa o cărciumă. A angajat o cărciumăreasă, dar aceasta și-a însușit marfa, i-a închis localul, i-a ocupat camerele, refuzând să plătească chiria, alt proces. De asemenea, în București, municipiul a obligat-o să contribuie la numeroase cheltuieli edilitare, printre care și pavarea uliții bisericii Eni. În 1836 a dat cazestre Mariei Casa din Mahalaua Boteanu, verile le petrecea la Vălcești, moșie pe care o stăpânea în parte cu fratele Iuliancu, iar după moartea acestuia în 1851 a rămas singura stăpână pe moșie, o moșie grevată de ipoteci. Acolo îi îngrijea ea pe sătănii bolnavi, mergând din casă în casă, cu ceaiurile, cu buienile ei, pe mulți i-a tămăduit. O altă problemă de natură sufletească o are în 1840, când Nicolae Bălcescu este implicat în complotul organizat de Mitiță Filipescu, este prins, arestat, condamnat la închisoare, unde a stat aproape 2 ani. În 1846 e nevoită să strângă bani pentru a-i da lui Nicolae să meargă în Franța. Acolo el s-a ocupat împreună cu alți revoluționari la organizarea Revoluției de la 1848. Vin evenimentele din 1848, iarăși o altă problemă financiară pentru Zminca. Toți după ce Revoluția este înfrântă în septembrie 1848, toți cei trei frați sunt nevoiți să ia calea exilului. Nicolae și Costache la Paris și Barbu la Constantinopol. Bătrâna femeie se zbătea deznăjduită să facă rost de bani, să-i poată primite, cu toate că o parte din datorii fusese achitate până la acea vreme. Pe veniturile moșiei nu putea pune prea mult temei. Zinca încearcă să o vândă, nu găsește cumpărător. De asemenea, sănătatea lui Nicolae Bălcescu se șugrezește în așa măsură încât în 1851 trebuie să o trimită pe fiica ei, Sebastița, în Franța, să poată îngriji alți bani. Nicolae Bălcescu încearcă să revină în țară în 1852, ajunge cu vaporul la Nicopole, nu îi se permite accesul în țară, Zinca și fetele ei trec Dunărea să-l vadă. A doua zi reușește și Nicolae să treacă pentru o oră în pichetul de la turnul Măgurele. După aceea ia calea exilului și moare într-o cameră de hotel în Palermo. Zinca a mai trăit încă vreo 10 ani, a avut mulțumirea de a-i vedea pe Costache și pe Barbu întorși în țară. Amândoi cu situații frumoase, căsătoriți, aveau copii. Aflăm despre moartea ei în 1862, când Frosa Florescu o anunță pe sora ei, Lucita, de moartea Zincăi. Se presupune că a fost înmormântată în Biserica Icoanei din București. După, la moartea ei, moșia a rămas lui Costache și Sebastiței, care au gospodărit-o cu chizuință și au oferit-o de noi datorii. După cum ați observat, această femeie micuță de statură, rămasă văduvă cu 5 copii, cu datorii astronomice lăsate de răposatul soț, a sacrificat totul pentru educația și formarea copiilor săi. Au fost vremuri când toată averea era ipotecată pentru a trimite bani celor trei fii exilați. După cum răzbate din scrisoarea trimisă de Nicolae Bălcescu, Licea Rosetti, 6 noiembrie 1851. Spune Bălcescu, eu mă silit de ceea ce încerc, dar am puțină nedăjde. Mama e datoare 5.000 de galbeni și e mereu silită a se împrumuta pentru a ne primite bani. Banca acum nu găsește a se împrumuta și când găsește formele ipotecii, îi ia o vreme lungă de 3-4 luni, căci ipoteca moșiei nu e mijloc de împrumutare. Poate o vinde ceva și atunci o fi mai lesne. Până în 1862, an în care a plecat în lumea celor drepți, a adus o infernală cursă de jaloane printre vicisitudinile vieții, în scopul de a oferi celor trei fii și două fiice, educație exemplară.
În încheiere vă spun că sunt nenumărate eroine anonime care și-au sacrificat tinerețea, reputația, averile și uneori chiar viața pentru ideal. La mulți ani, doamnelor, și să aveți o primă doamnă în an. Aceasta acestor femei excepționale care au știut să fie mame excepționale, deosebite, să crească frumos copii și să pună bazele unor adevărate dinastii în viața politică, economică, culturală a acestei țări. Se înscrie și Vita Lacovari, Vita Sucerului Dinu Socoteanu. Noi știm mai multe așa că ne raportăm la clădirea din parc. Nu-i așa? Dar ea a fost, din câte știu eu, căsătorită cu Ioan Lacovari și un om excepțional de o cultură deosebită și a pus, din această căsătorie s-au născut, din câte știu, oameni mari și chiar oameni și de oameni de stat, exact. Rog pe colegul nostru, Cătălin Silescu, să ne detalieze. Bună ziua, la mulți ani și o zic de doamnă și domnișoarelor, pentru ziua de mâine, pentru primăvara asta, care e chiar așa puțin însângerată, dar și înzăpezită, cum e afară. În momentul în care Florin m-a sunat să mă întrebe cam la ce personalitate mă gândesc să aleg pentru a prezenta aici de ziua femeii, și îmi citea lista, l-am oprit din listă și zic, tot Vita Socoteanu Lacovari. Deci, adică eu, 10 ani de zile, sunt la Palatul Socoteanu, la Conacul Socoteanu Lacovari și nu pot să o scot în evidență pe una dintre femeile. O personalitate remarcabilă ale secolului XIX din vorba noastră este vorba de Vita Paraschiva, de fapt, la Socoteanu Lacovari. Așa cum s-a spus aici, a fost fica crucerului, cel care răspundea cu aprovizionarea, cu alimentele, da? Crucerului Constantin, cunoscut sub numele de Dincă Socoteanu, și asta încă e fica lui Ștefan Gălceanu, căsătorită cu o slăbitească. Deci, apropo de Socoteanu, să știți că ei erau originari din Gorj, din Sătcuie, după aceea a devenit satul Socoteni, pentru că de acolo au venit prin Gheorghiță Socoteanu, cumpărând un loc de case de la Freda Vornicu Bujoreanu, cel care s-a călugărit mai apoi sunul de Pahome, aici unde este astăzi conacul Socoteanu Lacovari, adică Palatul Copiilor actualmente, și acolo și-a ridicat la mijlocul secolului, spre mijlocul secolului 18, acest conac care sigur a suferit îmbunătățiri și în forma de astăzi nu mai este forma originală, sunt multe adaosuri care s-au făcut de-a lungul vremurilor. Tatăl său, acest Dincă Socoteanu, fiul lui Gheorghiță Socoteanu, era născut la Râmnic în 1771 și a ajuns la rangul de cruce, cum am spus, s-a implicat activ în viața comunității. Să știți că el a fost unul dintre cei care a luptat enorm de mult pentru redeschiderea școlii din Râmnic. În 1816 chiar obținuse această, în 1815 de fapt obținuse de la episcopie dreptul de a redeschide școala care nu mai funcționa 75 de ani. Era nevoie de așa ceva, obținuse aprobarea ca să redeschidă școala și mai multe fiți copii să țină salarizarea dascălui care a rămas să țină. Moartea lui 1916 a amânat acest demers pentru mai târziu. Vita Socoteanu, revin la ea, se căsătorește de tânără, la 14 ani, în 1811, cu Ioan sau Iancu Lacovari. Da? Este născut, acesta s-a născut la Constantinopol, în fanarul Constantinopolului, este primul fanariot din neamul Lacovăreștilor, venit în Râmnic. Prin căsătorie, sigur, timpul era de așa natură, el se naturalizează. Căsătoria are loc undeva înainte de 1 noiembrie 1811, pentru că la 1 noiembrie 1811 deja îl găsim într-o funcție și anume de stolnic. Vita ne spune în testamentul său că am viețuit cu soțul meu 44 de ani și am avut bună înțelegere. Au avut împreună 6 copii, 4 băieți și 2 fete, și anume Constantin, Lacovari sau Costica Lacovari, ajuns senator și isplanic al județului Vâlcea, Nicolae, deputat și senator, ca să vezi că totuși au fost din prima elită, în elita politică, naturalizarea asta de drepturi civile și politice, deci ascensiunea era rapidă, Eliza, prima fiică născută, Grigore, deputat și președinte al Curții de Casație, Harry Clea, și George, probabil mai cunoscut acest George, pentru că a fost nu numai director al PTT-ului, dar a fost senator, secretar general al Societății Științe Geografice. Și mare dicționar geografic, care a apărut în 1890, cele 5 volume, este se datorează enorm de mult acestui George Lacovari. Sigur că a existat și momente cumpără pentru familia Lacovari de acum. În 1821, de teama zaverei și mai ales de teama răspunsului turcesc, se refugiază la Sibiu, familia Socoteanu, revine, bineînțeles, în Râmnicu Vâlcea.
Cea mai importantă ctitorie a lor, în afară de faptul că moștenesc acest conac în centrul orașului, este Biserica Toți Sfinții. Biserica Toți Sfinții este ctitorită de fratele bunicului ei, deci de Grigore, episcopul Râmnicului. Această biserică este terminată la 1762. Pictura nu a fost, chiar dacă simțită în acela, pictura nu a fost niciodată terminată. Recent s-a terminat pictura, să vă revin mai târziu la această pictură. Sigur că ea spune acolo în testamentul ei, referitor la Biserica Toți Sfinții, a cărei fundare este de neamul nostru, unde ne numim și ctitori. Fiind singura moștenitoare a familiei Socoteanu, îi aduce zeste acestui ian proahovare. Și printre moșiile pe care le aduce sunt cel de la Gârdești, la Motești, în sudul județului, de la Budești, și moșește foarte mult de la mătușa ei, Elinca Verdeșoica. Aceasta era soră cu bunica ei, cu Slăviteasca, deci din neamul Slăviteștilor era. Și vreau să vă spun că ea este Bica Socoteanu, prin tată, Ștefan Greceanu, este nepoata cronicarului Radu Greceanu, care este mai cunoscut pentru istoria țării românești. Deci de la această mătușe moștenește Slăviteștii, Poișor în județul Doș, Cioroborezi în județul Mehedinți, Brândușari și Pețeni în proximitatea Râmnicului, dar și 42 de strângeri în Cotarul Bujenor și 48 de strângeri în Cotarul Ulterior, tot în apropierea noastră. Embaticul unui mori pe Olt și a unei grădini în Mahaloa Sfântul Gheorghe, deci în centrul orașului, iar în București cumpără împreună cu soțul ei în 1841 casele de pe podul Caliții, case de la doctorul Dimitrie Paciurea. A fost înmormântată, deci a murit în 1870, la vreo 10 ani după moartea soțului ei. A fost înmormântată inițial în curtea Bisericii Toți Sfinții, dar în 16 iunie, osemintele sale au fost reînghumate în Biserica Buna Vestire, și de acolo știm data nașterii pe piața de mormânt, 1797, cu acordul sigur al episcopiei. Testamentul ei este aflat se află în arhivele arhiepiscopiei Râmnicului, dar a fost făcut public în monografia care s-a fost dedicată Bisericii Toți Sfinții. Deci testamentul ei este puțin așa un izvor de ceartă între urmașii ei și Biserica Toți Sfinții referitoare la moștenirea Han, la veniturile Hanului, care era undeva unde se află astăzi Chios, Ariel, cum mai cunoscut mai mult în oraș. Acolo era Hanul și veniturile fusese date de Bica Socoteanu prin testament, Bisericii Toți Sfinții, Bisericii Sfântul Dumitru, Bisericii Bunei Vestiri, Bisericii Sfinte Paraschiva, Bisericii din Budei și Bisericii din Sărăcinești. Moștenitorii au contestat, dar interesant în acest testament, că apare și o expresie foarte frumoasă, spune că dacă proiectul este mai mare și după ce se împărțeau sumele cuvenite bisericilor, în săptămâna mare, deci înaintea postului, înaintea Paștelui, surplusul acesta, profitul acesta, surplusul să fie dat la case scăpătate și fete mari. Casele scăpătate fiind casele sărace, iar fetele mari fiind fetele care în momentul acela frumos să se căsătorească. Da, asta era înțeles. Bun, revin la portretul Bicăi Socoteanu. În 1762, când s-a sfințit biserica, nu era terminată pictura. Însă și Iordane spune în 1904, când trece prin Râmnic și vede această pictură, că a rămas neisprăvită pictura din partea de jos, de la încăperea femeilor, atât la Pronaos, unde ar fi trebuit să fie portretul Bicăi Socoteanu. Ea a fost făcută de un Vâlcean Moise pe la 1890, când s-a încercat iarăși terminarea picturii, însă Iorga spune că e vorba de o caricatură. Ceea ce vedem noi astăzi la Biserica Toți Sfinții este o reproducere contemporană nouă, deci, sau o creație contemporană nouă. Între 1999 și 2004, echipă condusă de profesor bucureștean Nicolae Sava și asociații săi au refăcut pictura din pronaosul bisericii. Dacă pe episcopul Grigore l-au luat de pești sau i-au găsit chipul pictat la arhiepiscopie, pe Bica Socoteanu a reconstituit-o mergând de la studiul pinacotecilor, a documentelor istorice și încercând de la anumite specialiști. Sigur, o vedem îmbrăcat într-un brocart de factură genul
vezi o florentină, are niște trăsături frumoase, o femeie energică, cum apare acolo. Nu știm dacă acesta era portretul sau chipul original, pentru că nu avem niciun fel de, să spunem, ci doar o încercare de constituire pe bază de resurse istorice de către pictorii din 1929-2014. Însă, acum să zic mie de la filosofică și tu urmeți, pictura aceasta care este în pronaosul bisericii Sfinții oferă verințate spuseori pe Pleșoianu, care spune că noi eram obișnuiți cu familia Alcovarii, care prin Cucoana Bica, născută Procopeanca, era de o mândrie nemaipomenită. A fost mândră în viața ei pentru că a avut și multe suferi, pentru, așa cum spunea și Ionuț, și moșiile care le-a avut, neamul Alcovarii a fost mai mult după funcție decât pe moșii. Moșiile care le-a avut au generat tot timpul conflicte, fie pe hotărnicie, fie pe datorii, fie pe... Dar Vica Socoteanu rămâne una dintre persoanele marcante ale secolului 19 din județul Vâlcea. Cătălin și continuăm seria acestor femei mame și soții excepționale cu Pia Pleșoianu. E ramă, cum să spunem, Florin, este cea care împreună cu Ion Cebrătianu au pus bazele celei mai mari familii din lumea politică a României, din punctul meu de vedere, familia Brătianu. Și acest lucru nu se știa aproape deloc, cred că nu se cunoaște, din păcate. Păi totdeauna despre asemenea femei se vorbește mai puțin pentru că sunt eclipsate de acești bărbați excepționali, iar Ion Cebrătianu chiar a fost un politic excepțional. Referitor la Bica Socoteanu, ea atât de mândră era de neamul ei, de stirpe ei, încât și după căsătorie se semna tot Bica Socoteanca și pe acel plan al 1857 al Râmnicului este tot așa trecută, Bica Socoteanca. Să vă știți cum ți-ai crucetă, știi crucerea asta. Da, da. Vreau să mai spun că acest eveniment face parte tot din anul cultural Vâlcea 630 de ani, pe care l-am început împreună tot aici la Arhive, mulțumesc colegilor noastre și pentru atestarea, această cifră rotundă a atestării județului nostru și cred că și acest eveniment se scrie în istoria județului, sigur că da, și altele care vor mai fi organizate. Vreau să vorbesc astăzi despre Cariopia Pleșoianu, căsătorită cu Ion Cebrătianu, deci Pia, cum îi spunea și soțul ei, o alinta și familia, toți o alintau, despre cea care se spune că este supranumită bunica României mari. Și cu toate astea, vă spuneam, prea puține lucruri s-au scris despre ea. O găsim în cărțile de memorii, n-am găsit Sabina Cantacuzino, n-am mai găsit cartea alintată, e undeva, dar e acolo. Dar și siluete din familia Brătianu, Nicolae Pilat. De asemenea, Pia Arimanișteanu, o fică a ei, cu însemnări din timpul ocupației germane, a prins și Pia această Galeria Oamenilor Politici, desigur, și alte cărți, scrisorile familiei Brătianu, o regăsim acolo. Însă o carte despre ea nu s-a scris. O stradă din Vâlcea nu-i poartă numele, o instituție nu-i poartă numele, deși și noi poate suntem vinovați de lucrul acesta. Îmi pare rău că a plecat domnul viceprimar, că chiar vreau să-i spun acest lucru. Ea face parte din neamul capelenilor și din neamul cunoscut al pleșoienilor. Pleșoienii care au dat cărturari, oșteni, acesta este un material din magazin istoric, și este fiica Pitarului Luca Pleșoianu. Pentru că ați explicat aceste delegătorii, trebuie să spunem că Pitarul era la curtea domnească cel care răspundea de brutăriile domnești, de pâinea voievodului. A rămas această delegătorie și mai târziu. Pleșoienii, cunoscuți boierii pleșoienii, nu numai în Vâlcea, ci în întreaga Oltenie, un neam răspândit la Pleșoiului, Vezi și Mihăiești, în Romanați, Dolci și Mehedinți, la Cerneți, revoluționari, administratori locali.
cărturari, militari, hituri de lăcașuri sfinte. Aici la Râmnic avem un înaintaș, protopopul Ion Preșoianu în secolul al XVIII-lea, cu Moșin, Vâlcea, Gorj și capitanul Nicolae Preșoianu, al cărui bust îl vedem acum în aproape de Biserica Sfântul Ioan, în sudul orașului. Cel care a participat în războiul de independență, a contribuit la ridicarea școlii de meserii de la Râmnic, de aceea bustul este acolo în față, și la construirea pârtiei de bob de pe dealul Capelei, văd pe domnul Dinescu aici, îl salut. A vorbit despre el întotdeauna ca cel care a pus bazele acolo. Avem la Măldărăși, poate puțin cunosc, ca cel conat Maldă, cum este numit acum de cei care au acolo pensiune, hotel, restaurant, este de fapt conacul avocatului liberal Ștefan I. Pleșoian, cel care deținuse o frumoasă și bogată bibliotecă cu cărți, nu știm ce s-a întâmplat cu ele, au dispărut. Revin la pitarul Luca Pleșoian. Am câteva imagini, n-am știut că o să aveți și calculator și o să vă rog să dați mai departe câteva imagini cu Pia Preșoianu Grădianu. Revin la pitarul Luca Preșoianu. El s-a căsătorit cu Evgenia din familia Capelenilor. Și ea avea 16 ani, vorbea Ionuț Săraru de diferența de vârstă și aici a fost o diferență de vârstă între ea și Luca Preșoianu. Era fica serdarului Chiță Capeleanu și al stâncuței, fica armașului Cristea Orănescu și a Miricăi. Evgenia, trebuie să știți că era una dintre cele mai frumoase fete din Râmnicul de la acea vreme. Bine crescută și de bună familie din Râmnic. Despre Luca Preșoianu era, se știa despre reacționarismul său. Documentele de arhivă dezvăluie că în anul Revoluției Pașoptiste refuză să participe la acțiunile Gărzii Naționale. Ca cetățean al Râmnicului din Vopseaua de Galben. Vopseaua Galben, așa erau atunci împărțite cartierele. Pentru că, spune el, motiva că nu voia să se plimbe pe străzile orașului cu slugile fraților săi. Din păcate, aici este o dramă. Se întâmplă o dramă cu mama Piei. Evgenia moare de tânără, după ce o naște pe a doua fiică, tot Evgenia numită, de o infecție a tractului genital, de friguri puerperale, se scrie în documente, și fiica ei moare la puțină vreme după această naștere, la 9 luni după de viață, în 1842. Ea este înmormântată, poate puțin știu, este în curtea, o piatră tombală, amintește despre ea și foarte frumoase versuri, în curtea Bisericii Cuvioasa Parascheva din Râmnic. Și Luca Preșoianu, tatăl Piei, se stinge la anul 1857, la numai 46 de ani. Deci Pia rămâne orfană și este crescută de stâncuța Capeleanu, de bunica. La un moment dat va merge la pensiune la Craiova, dar ea era destinată să fie măicuță, să se călugărească la mănăstirea Ostrov. Pentru că asta era cei care fusese răpuși epitropii de către Luca Preșoianu, epitropii unchii ei, Chiță Gorescu și Nicolae Brădescu, ca să-i poarte de grijă ei și să-i administreze averea, au decis acest lucru, ca ea să se călugărească. Dar trebuie să mai spunem că un fapt i-a atras atenția și lui Ion Cebrătianu despre Luca Preșoianu, despre tatăl Piei. Ce a făcut el înainte de a muri? A lăsat în testament fetelor moșnenilor de pe moșia lui de la Mihăiești, moșie pe care o va prelua Vintilă Brătianu. De fapt, Vintilă Brătianu a și murit, primul ministru al țării, a murit la moșia aceasta de la Mihăiești. Către, deci, fetelor de moșneni de pe moșia Mihăiești,
care împliniseră vârsta de 3 ani, le lăsa câte o vacă, câte o bucată de pământ și o sumă de bani. Asta i-a atras atenția foarte mult lui Ion Cebătean și a dat seama ce fel de om a fost tatăl și mai ales și neamul acesta, era un neam respectat al leșenilor în epocă. Aici, la Ostrov, de fapt, Ion Cebrătianu află despre drama aceasta, pentru că maica starețul de acolo, Maximilia, era sora lui Ion Cebrătianu. Și ea îi spune despre prietenul lui Luca Plișean, ce s-a întâmplat despre această dramă și despre această fată care a rămas fără părinți și care trebuia să aleagă calea mănăstirii. El își dorește să o cunoască, vine în Vâlcea pentru propaganda electorală, pentru divanurile ad hoc și stă la un hotel în Râmnic, îl vizitează pe Costică la Păcuvari și seara merge la o petrecere la care era invitată și Pia. Se interesează de ea și vorbește cu protectorii ei deja pentru căsătorie. Deci o și cunoaște, sigur că a fost probabil o dragoste la prima vedere, deși, așa cum spunea Ionuț, anunța Ionuț, era o diferență de vârstă de 20 de ani. Ea avea 17 ani, el avea 37 de ani. Dar se pare că i-a plăcut foarte mult tinerei de Ion Cebrătianu și lui de asemenea, însă o pun aici este un obstacol, pentru că unchii fetei nu sunt de acord cu Ion Cebrătianu, dacă ar fi știut ce avea să ajungă Ion Cebrătianu mai târziu. Și spune unchiul, unul dintre unchii ei, Nicolae Grădescu, spune așa: cum îndrăznește acel vagabond revoluționar care și-a mâncat averea lui părintească cu revoluțiile să ceară de soție pe Caliope a noastră? Asta nu se poate. Nu voi consimți niciodată la un astfel de lucru. Lucrurile între timp s-au schimbat, ei au fost convinși, nu știm exact cum, dar și Pia își amintește și povestește în memoriile ei, spune că dacă m-ar cere de măritat, spunea ea atunci, dacă m-ar cere de măritat, eu nu-l refuz. Nu găsesc că un astfel de om poate fi tratat de vagabond, pentru că și-a cheltuit starea materială pentru țară. Cele din tâi cocarde și steaguri tricolore la Revoluția de la 48 au ieșit de la noi din casă. Deci, își motivează acest lucru. Aveam pe atunci 7 ani, spune Pia Brătianu. Și, dar Ion Cebrătianu i-a spus la început Piei că ne căsătorim dacă accepți ca eu, că eu voi fi dedicat în primul rând țării și după aceea familiei. Deci a fost condiția de bază pusă de la început. Și, într-adevăr, căsătoria a venit destul de repede. După ce a cunoscut-o, la 2 luni s-au și căsătorit, unde, ce să vezi, tocmai la mănăstirea voastră, unde era Maximilian, stareță, sora lui, un as fiind de Teodor, unul dintre frații lor, al Maximiliei și al Ion Cebrătianu, și de bunica care devenise tutore, să spunem, devenise o crescuse, bunica stăncuța din familia capeleană. 6 iulie 1858 se oficiază această cununie religioasă la Ostrov. După cununie, soții Brătianu au mers 2 săptămâni la Ostrov, au stat la Ostrov, pentru că apoi să meargă la Pitești, la Anica Furduescu, o altă soră a lor, a Brătienilor, care le-a oferit una dintre camerele de locuit. În această perioadă, însă, Brătianu se gândește să-și facă o casă la Ștefănești, în județul Argeș, pe care o vor numi Florica. Și astăzi ea poartă denumirea aceasta. De ce? Pentru că prima fată a lor a murit la vârsta de 3 ani. Și în memoria ei au dat numele acestei fete care a murit atât de repede pentru conacul acesta, unde se află și necropola, de altfel, a Brătienilor. Și veți vedea mai târziu unde va fi, va odihni și Pia Brătianu. Deci ei se vor, își vor întemeia familia aici la Florica. Studiază, pentru că nu făcuse decât pensionul, vă spuneam, de la Craiova, pensionul de fete, studiază
acasă studiază Pia franceza, istoria o studiază cu soțul, cu Ion Cebrătian, spune că este cel mai profesorul care nu are deloc răbdare cu ea, și mai studiază literatura și gramatica. Însă multe lucruri a învățat de la Maria Rossetti, cu care au și stat la un moment dat în casă, a învățat foarte multe de la această englezoaică, Mary Grant, de fapt o chema pe ea, pentru că aceasta a devenit soția lui Cea Rossetti. Ea este, de fapt, România revoluționară din tabloul lui Rosenthal. Toată lumea spune că ea că este o româncă neaușă. Uite, așa s-a întâmplat ca Rosenthal să-și ia modelul după o englezoaică, Mary Grant, pentru a simboliza România revoluționară. Și a învățat foarte multe lucruri și de gospodărie și de bune maniere de la această englezoaică. A fost o prietenă și, să spunem așa, chiar și o profesoară pentru ea. Pia, această Pia, care a rămas foarte mult timp în istoria noastră anonimă, este de fapt doamna care avea să dea naștere marii dinastii a brătienilor și a marilor oameni politici, pentru că Ionel Brătianu a fost prim-ministru, unul dintre copiii, Vintilă Brătianu, un alt prim-ministru al țării, nepotul său, Ion Pilac, scriitorul Ion Pilac cunoscut, și, nu în ultimul rând, unul dintre nepoții ei, Gheorghe Brătianu, marele istoric Gheorghe Brătianu, care a murit în pușcările comuniste la Sighet în 1953. S-a stabilit împreună cu Ion Cebrătianu Pia la Florica, cum vă spuneam, la Ștefănești. În 10 ani succesiv a născut 8 copii. Deci e cam anul și copil, cum se spune, da. Ionel Brătianu, Constantin Dinu Brătianu, Vintilă Brătianu, cele 5 fete, vă spuneam, Florica, mare de tânără, Sabina, Măriuța, Maria, mama poetului și diplomatului Ion Pilat, Tatiana și Pia Alimănășteanu, despre care vă spuneam că a scris memoriile. Întreaga viață a Piei s-a desfășurat în legătură cu activitatea politică a soțului său, căci în momentele cele mai grele, dar și în cele mai fericite, a fost întotdeauna alături de acesta, indiferent de sacrificiile făcute. Și dacă ar fi la sacrificii, se spune, nu știu cât de adevărat este, se spune că moșia ei de la Livezi a vândut-o pentru ca Ion Cebrătianu să poată călători în toată Europa în căutarea prințului străin, așa cum spusese la hotelurile divanului ad hoc. Și l-a adus până la urmă, în cele din urmă l-a găsit pe Carol de Hohenzollern Sigmaringen și l-a dus în țară. Deci a realizat acest lucru cu moșioara lor de la Livezi, acolo unde s-a născut ea, de fapt, în 1841, nu știu dacă v-am spus, la Preșoi. Acolo s-a născut Pia Preșoiană. Și a mai văzut alături de soțul ei realizată unirea de la 1859, mica unire, a văzut rezolvată și independența și constituirea regatului, aducerea prințului străin al lui Carol în țară și chiar și Marea Unire. Ea a prins, de aceea i s-a și spus bunica Marea Unire, prin efortul copilului ei, al Ion Brătianu și altor oameni politici de la acea vreme, au realizat și au putut să vadă înfăptuit acest deziderat. Pia este și cea care se ocupă de educația copiilor, până în momentul în care a considerat că nu mai are ce să învețe și că trebuie să le aducă profesor pentru continuarea studiilor. Ea a mai trăit încă 29 de ani după moartea lui soțului ei. A trebuit să trăiască această dramă a pierderii soțului ei în 1891. Era bună cunoscătoare a mișcării culturale românești. L-a susținut pe Vasile Alexandrin, căruia îi plăcea operele de teatru. S-a bucurat de aprecierea deosebită a regelui Carol I, care o invita la toate evenimentele festive ale curții, chiar și când partidul condus de soțul său era în opoziție.
Această vâlceancă celebră s-a stins din viață la 3 august 1920, la vârsta de 79 de ani. Mărturile apropiaților o descriu ca pe o ființă de o rară modestie și de o nobilă simplitate, trăsături cultivate prin educație, mândră din fire și nu lipsită de o scripitoare ironie, a avut aceeași înțeleaptă seminătate, care a, seminătate în fața bucurilor și a durerilor vieții. Istoricul Ion Nistor spunea că ea a reprezentat, citez, zeitatea nevăzută care a suflat vânt bun în pânzele corabiei cu care brătienii au navigat bărbătește și cu mult folos pentru țară prin furtunile istoriei, istoriei noastre. Posteritatea i-a oferit numele unei școli de fete din București și asemenea unei străzi din București care îi poartă numele. Vă mulțumesc, la mulți ani tuturor femeilor! Cât ar merita această femeie specială și cât, și cât am făcut ea pentru România. În continuare, trecem, cred că, într-un alt registru cu colegul nostru, Valentin Părinescu, ne va aduce acolo, pentru că ne va aduce în plan pe Olga Vălcescu o poveste de iubire. Mie îmi pare rău că noi am găsit o cursă mai așa, la bătrânețe. Nu e așa, mai spre bătrânețe aici, Olga Vălcescu. Da, nici noi n-am găsit. Eu am înțeles că a fost extrem de frumoasă. Am înțeles că a fost extrem de frumoasă tinerețe. Da. Însă aceasta nu ajută acum foarte tare. Pe barbă au fost frumoase. Dacă să spuneți să mai dăm. O să vă spun, deci nu este o vâlceancă, dar putem spune că este un destin de poveste. Am găsit jurnalul, e vorba de 17 caiete, întinse pe o perioadă între 1874-1939. Spre dezamăgirea mea, n-am scrie cum a scrie eu astăzi, adică ceva în detaliat ce au mâncat, cum s-au îmbrăcat, ce au petrecut. Chiar ea spunea, este o spovedenie a impresiilor, gândurilor și sentimentelor pe care le resimt, decât o relatare a ceea ce fac. Scrisă, bineînțeles, în limba franceză. Și fiind o persoană educată, Olga a avut grijă să fie discretă în relația cu ceilalți. În referire la persoană, va folosi doar inițialele. Spunea, când e vorba de alții, nu poți scrie tot ce vrei. Chestiunile intime îi privesc personal și dacă am face asupra lor anumite reflexii, s-ar putea să le pară rău. Nu a păstrat această regulă pentru cei dragi, pentru cei apropiați din familie. Pe tatăl său, Barbu, îl numea Papa. Surorile erau scrise Zoe și Ana, iar cel care îi va deveni Petre, soț, îl va scrie ca Petre doar după căsătorie. Olga era deșteaptă, frumoasă, instruită, de familie bună. Avea o sumă de adoratori. Avusese pretendenți de la vârsta de 15 ani, fiind mult mai formată pe vârsta ei. Îi se trimiseseră bilete de amor pe care le înapoia necitite, fiind ofensată de îndrăzneala celor ce le-au trimis. Până la urmă și ea se va îndrăgosti. Tot ce își dorea era să fie iubită și să iubească. Asta fără îndoială din pricină că acest lucru i-a lipsit. Mama i-a murit când avea 5 ani, iar a doua soție, mama viitoare, s-a purtat foarte urât cu fetele și o perioadă și tatăl lor, nu, care a fost îngăduitor. S-a îndrăgostit la când avea numai 16 ani, de capitanul B, care îi plăcea mai mult, dar era cam frustrat. Numai că, spunea ea, amorul nu ascultă de nimeni, dragoste, ce ușor le vine onora să vorbească de ea și ce puțin sunt cei care știu ce înseamnă cu adevărat. Tot vede odată, te vede odată, tânără, drăguță, deșteaptă, ai talente, ceva avere și asta îi se pare suficient ca să provoace o pasiune. Îl iubea foarte mult, dar era și rușinoasă. Când tânărul trecea pe lângă casa lor, ea pleca de la fereastră ca să nu fie văzută și să nu-l vadă. Între timp, din păcate, această primă dragoste se sfârșește rău, deci tânărul n-a dat curs doleanțelor lui Olga, numai că ea nu s-a răzbunat. Chiar spunea, el l-am zărit la plimbare și azi l-am văzut trecând. Pare vesel, nepăsător și de ce n-ar fi? E sănătos, liber, se distrează, își poate împlini verile și poftele. Să-l țină Domnul mereu așa, nu voi fi invidioasă pe fericirea lui. Iar când el trebuia să dea examen, fiind capitan,
să devină maior și erau pe 8 locuri 120 de candidați. Ea aici îmi ținea pumnii, spunea că pentru că l-am iubit și mi-ar place să fiu mândră de el. Până la urmă, când era îndrăgostită de tânărul căptean B, Olga se va întâlni cu căpteanul G, care era cel mai frumos din Craiova, pe lângă că era cel din cele mai mari familii cu avere și studii, strălucite la Paris, nu-i lipsea nimic. Încă de la prima întâlnire, Olga va scrie în jurnal: simt că omul acesta va juca un rol important în viața mea. Drumurile lor au început să se întâlnească tot mai des. Îl stima, dar domnul G nu putea lua locul în inimă domnului Lor. Am stat mult de vorbă cu G, pentru că am pentru el multă stimă, decât pentru oricare din cei care îi cunosc. Cred că trebuie să fie un cavaler în deplinul sens al cuvântului. Dacă nu aș fi îndrăgostită, sau dacă cel puțin nu aș mai trăi cu amintirea celui pe care l-am iubit, atât de îndărâmnic în inimă, am impresia că ar fi singurul bărbat pe care m-aș amoreza. Cu cât se întâlneau mai des, Olga începe să-și schimbă părerea. Mă îndoioșează felul de a povesti tot felul de nimicuri hazli și îmi place de el, în special mândria, că e grozat de mândru. Și admir acei soi de bărbați care totuși, cred că din calea afară de risipător. Treptat, tânărul ofițer a avansat și în inima Olgăi, de la domnul G, a devenit apoi celălalt și mai apoi el. Semn că Olga începea să accepte curtea făcută de acesta. Sunt mai mulțumit că are un caracter ferm, îmi displac bărbații pe care îi joci pe degete, lipsi de voință și care nu fac decât să se supună capricilor nevestelor. El, adică Petru Gigărtu, era cel care, cu fiecare ocazie, căuta compania tinerei Olga. Odată, povestea ea, după ce am terminat de cântat la pian, m-am instalat lângă o masă încărcată cu diferite albume. A venit și el, de îndată, și am început să ne uităm prin ele. E așa de drăguț și citesc în privirea lui atâta afecțiune, încât îmi fac reproșul că nu-l iubesc și eu. Îndrăgostit, Petre îi va cere mâna, dar este refuzat de Barbu, de tatăl lui Olga. Dar refuzul nu l-a deranjat pe tânărul ofițer. Ea primește și sfaturi de la cei din familie. Sevastița, mătușa ei, îi scrie o scrisoare de 6 pagini cu sfaturi și reproșuri, în care îi reproșează: unde e acea Olga veselă, încrezătoare, calmă și mulțumită pe care am cunoscut-o cândva? Sora ei mai mică, Zoe, scria la fel: amândoi vă purtați ca niște diplomați neîndemânați și fiecare dintre voi temându-se că va fi părăsit de celălalt. În loc să conlucrați în a realiza o căsătorie care are toate șansele să fie fericită, căutați fiecare să faceți rău celuilalt. Se pare că aceste sfaturi au mers bine, pentru că ea va scrie în jurnal: vreau să-l fac așa de fericit încât să nu regrete niciodată că m-a iubit. Până la urmă, a venit iarăși Petre și a cerut mâna, iar tatăl a fost de acord. Chiar dacă înainte fetele s-au dus chiar și la un ghicitor să vadă de ce nu se căsătoresc. La petrecerea de Revelion din 1876, atunci când s-a toastat în perspectiva căsătorilor fetelor, Barbu a zâmbit. Mai mult, nu numai că i-a promis Olgăi că nu o să mai refuze, dar i-a explicat și comportamentul lui Petre. Spunea: dacă e așa de înciudat, e pentru că te iubește. Nu a fost pretențios nici în ceea ce privește zestre, atunci într-adevăr era o problemă pentru fetele care nu prea aveau zestre, iar el a fost asemnat, dar i-a spus viitoarei soții: semnez, am să-i scălesc, sunt de acord, cu condiția să nu retorcez mai târziu că nu m-am ocupat de interesele tale. Și asta pentru că Petre o iubea nebunește. Olga era pe primul loc în inima lui acum, el fiind un militar de carieră. Îi spunea: e curios, când mă gândesc cât dorea mai mult să-i spunească războiul, deci vorbim de anul 1876, pentru a veni, pentru că vezi tu, pentru un militar, asta este ținta supremă. Aș fi vrut să mă înapoiesc cu gradul de colonel, dar acum am început să-mi fie teamă, n-aș vrea să mă pierd. Unui bărbat care nu încetează să-mi spună că mă iubește și privirea lui, nedumăratele atenții cu care mă înconjoară, mi-o dovedesc din plin, Olga îi răspunde cu aceeași monedă: singurul meu gând, singura mea dorință e să-l fac fericit. Că
căci o merită din plin, are tot ce se poate pretinde de la un soț și e drept și îndrept să-și merite pe de-a dreptul fericirea. Câțiva ani mai târziu, Olga va scrie în jurnal: m-aș face de râs dacă aș ști cineva ce acest scriu, să-ți iubești bărbatul cu patimă după 6 ani de căsnicie în secolul al XIX-lea pare cu adevărat ridicol. Mai târziu, recitând ce a scris în tinerețe în jurnal, va nota: din pricina timidității, foloseam mereu cuvântul afecțiune, în loc de dragoste, care de fapt era mult mai indicat. O dragoste din care s-au născut 5 copii, o dragoste ce a durat toată viața Olgei. Deși Petre s-a stins în 1918, din cei 22 de ani în care a trăit după aceea, Olga va aminti de multe ori în esemările sale de prietenul, confidentul atâtor ani în care a împărțit orice bucurie, ori necaz, ori grijă sau supărare. Mulțumesc! Registru, o să vizionăm un film dedicat profesoarei Irina Șarță și am bucuria să vă spun că avem aici 2 poste eleve ale doamnei profesoare care sunt convinsă că au să ne părtășească câteva din impresiile, amintirile legate de doamna profesoră. Biblioteca Județeană Vâlcea a acceptat cu bucurie invitația de a participa la acest eveniment dedicat celebrării femei, să spunem, și astăzi am ales să aducem în atenția dumneavoastră personalitatea doamnei profesoare Irina Șarski, muzician de prestigiu și animator cultural, căreia județul Vâlcea îi datorează o piață artistică foarte, foarte bogată și care, în ciuda, să spunem, moștenirii spirituale pe care a lăsat-o, nu este atât de cunoscută publicului larg. Doamna profesoară Dorina Arsenescu, prezentă astăzi în sală, continuă cumva misiunea doamnei Irina Șarski. Știu că a înființat Asociația Profesoarei Irina Șarski, știu că se ocupă de desfășurarea concursului internațional de pian Irina Șarski, așadar doamna Șarski trăiește cumva astăzi printre noi. Eu vă invit să urmăriți acest mini-documentar biografic. Este realizat în urmă cu niște ani. De aceea, la un moment dat, apare o informație mai veche referitoare la un număr al ediției Festivalului Tinere Talente. Dar nu știu dacă multă lume va observa lucrul acesta imediat.